Hello, mister. Your first impression. Prima impresia dumneavoastră după acest joc? First half, we had some problems in our position. În prima repriză am avut câteva probleme. Am pierdut prea multe mingi și adversarul a avut contraatacuri bune cu șanse. Am vorbit mult la pauză despre schimbări, am schimbat și informația și cred că a doua repriză a fost mult mai bună. Am înscris și am avut mai multe ocazii. Puteam măcar să obținem un egal. Pentru mine însă este important că jucătorii sunt pregătiți să lupte. Sunt sigur că o să ne îmbunătățim în următorul meci. A schimbat doi jucători la pauză și au câștigat locul în primul 11 după această schimbare. Sunt toți jucătorii noștri. Este primul meu meci. Am avut câteva idei, dar în prima repriză nu am creat prea mult. N-am contat prea mult în ultima treime. Dar cu schimbările din repriza secundă am fost mai buni. You think Dinamo could play like in the second half all the time? Credeți că ar putea să joace Dinamo tot timpul cum a jucat în repriza secundă? No, we will play da, like second half. Da, vom juca așa cum a jucat în repriza secundă, chiar și mai bine. So you called all the players to evaluate them. What do you expect from them? Tu că ați chemat pe jucători să evaluați ce așteptări aveți. Vreau să înțeleagă toți ce înseamnă Dinamo, să dea la fiecare antrenament și la fiecare meci tot, maximum, să depune efort maxim. Arbitrii, cum vi s-au părut? Nu vreau să vorbesc, nu pot să vorbesc. Trebuie să fim mai puternici decât adversarii și decât toată lumea. Sper ca totuși oamenii care analizează meciul să încerce să evite astfel de situații pe viitor. După primul meci, care credeți că este cel mai slab punct și cel mai bun punct? Cel mai bun lucru la Dinamo. Acum este o problemă mentală. N-am mai câștigat de atât de mult timp. Trebuie să insistăm însă să ieșim din această situație. Iar repriza secundă din acest meci este dovada că putem acest lucru. Urmează un meci de cupă. Cum va fi? Vreți să vedeți alți jucători, îl tratați ca pe un meci de cupă clasic? Deocamdată vorbesc doar despre meciul acesta. Mai vedem până la meciul de cupă. Mă voi decide mai târziu care sunt cele mai bune opțiuni. Da.